Oradea, de a participa la inaugurarea activității unei întreprinderi de referință care funcționează în Parcul Industrial, un proiect pe care la nivelul Guvernului l-am susținut într-adevăr, l-am susținut pentru că Ilie Bolojan a fost unul din colaboratorii mei pe care i-am apreciat cel mai mult pentru onestitatea de care a dat dovadă, pentru eficiența și responsabilitatea cu care și-a asumat rolul de secretar general al Guvernului. Și vreau aici să-i aduc un omagiu. Și nu pentru că mi-ar fi adresat complimente la început, ci pentru că vreau ca cetățenii orașului, cetățenii Orezii și ai Bihorului, să știe că datorită lui Ilie Bolojan, în România astăzi funcționează toate serviciile publice de relație directă cu cetățeanul. Și aici mă refer la serviciile de pașapoarte, de acte de identitate, de carnete de conducere, de cazier judiciar. Ce mai e? Înmatriculări de mașini și radier de mașini, cazier fiscal, după cele mai moderne norme administrative care au reușit să facă servicii rapide, de calitate și lipsite de tara cea mai cumplită a României, de corupție. Și acest lucru, vă spun că a fost inițiativa lui Ilie Bolojan, pe care am susținut-o după ce am venit la Oradea și am văzut cum funcționează aceste sisteme și am purces la implementarea lor în toată țara. Și la un moment dat Ilie Bolojan a venit și mi-a spus: domnule prim-ministru, vreau să vă raportez sau să vă prezint următoarea situație. Am reușit peste tot, în toată țara, mai este o singură excepție. Unde este Ilie excepția? La București. Da, până la urmă s-a reușit și acolo. Și domnul Ilie Bolojan a venit cu această propunere de a rezolva problema terenului la care s-a referit, n-am să reiau, într-adevăr a fost o ordonanță de urgență prin care s-a putut trece suprafața stațiunii de cercetări în domeniul public și ca ea să fie organizată ulterior în parc industrial. Iată că proiectul inițiat în 2008 dă roade astăzi și mă bucură că voi putea să fiu la această inaugurare a întreprinderii sud-coreene, unde am înțeles că din păcate presa nu poate să acceadă din motive de protecția procesului de fabricație pe care sudcoreenii trebuie să-l asigure, dar probabil cunoașteți care este profilul întreprinderii și ceea ce mă bucură foarte mult este că pe lângă această investiție, fără îndoială, vor fi în viitor și alte investiții care vor putea să creeze noi locuri de muncă. În momentul de față, din informațiile pe care le-am, întreprinderea are deja 470 de angajați, vor ajunge la 1000 de angajați și doresc să-și extindă în continuare afacerile și, așa cum spuneam, am convingerea că ei vor funcționa ca un magnet pentru alte și alte investiții în zona parcului industrial.